Am lentilă white și sunt mega, mega happy cu această lentilă white. În sfârșit puteți să vedeți și voi mai mult în jur și pe mine mai mult. De astăzi filmăm puțin altfel. În caz că vă întrebați ce Dumnezeu fac în camera asta și unde sunt, ei bine, sunt în Varșovia, am ajuns azi noapte destul de târziu. Și în momentul ăsta mă uit spre Old Town Square, aici unde mă și aflu. Este o priveliște simpatică, zic eu, vă arăt imediat. Zic să facem un room tour rapid, așa cât am reușit noi să punem lucrurile la loc față de seară. Acum vorbim de un city break de 3 zile, practic eu o să filmez 2, pentru că în a treia deja plecăm. 3 zile, 3 nopți, așa că nu știu, să-i dăm drumul. Hai să vă arăt cum arată camera asta, care, de fapt, apartamentul luat prin Airbnb, care e, cum să spun, e cumva cum așteptam, adică este într-un stil nu neapărat vechi, dar mobilierul este mai vechi, în schimb este foarte bine utilat, spațios, luminos, cald, primitor și apoi să mergem împreună să mâncăm ceva pentru că leșin. Nu am planificat absolut nimic despre Varșovia, știu doar că seamănă și asta am simțit și aseară când am ajuns, seamănă destul de mult cu Bucureștiu. La fereastra mea se vede cam asta, probabil mai este deja jos la cafea, o invidiez pentru asta. Dar dacă nu am avea aceste umbrele îngrozitoare, bine, sunt contra acestor umbrele în general, nu doar aici, în Varșovia. Și acum, dacă o să ies așa ușor, o să pot să fac un room tour. Vă spuneam că apartamentul este în piața centrală, după cum ați văzut. Ce avem aici? Un living cu un colțar din ăsta, sau cum să o numi, cu o măsuță, cu încă un fotoliu, v-am zis că mobilierul este destul de învechit, sau așa mi se pare mie. Prizele sunt la fel ca în România, nicio schimbare aici. Apoi ar fi un pat care cumva e un pat de copii, așa că bănuiesc că locul ăsta e bun și pentru familiști. O să vă las și pentru acest loc în descriere pe Airbnb cum l-am găsit și cum se numește. Bun, mai departe un mini spațiu așa probabil de lucru sau de make-up, în cazul nostru de make-up. Nu știu dacă v-am mai arătat, dar am această paletă de la Seventeen pe care o ador, oricui am recomandat-o, a fost mega, mega încântată. Stați puțin, tăvara, dacă tot am ajuns aici și nu pot cu o mână. Ok. Ia, uitați-vă puțin cât de frumos arată. Iar astea sunt și de obraz și de ochi. Ăsta este un bronzer sau un fard. Superbe culorile. Bun. Astea ar fi niște mici detalii. Avem aici un cuier, un șifonier destul de mare, zic eu. Aceasta sunt eu, outfit of the day, adică o rochiță nu că veche, foarte veche, cam din liceu, dar spre norocul meu îmi vin hainele ca în liceu, așa că nu trebuie să fac foarte multe schimbări, ci doar să-mi iau mai multe haine. Bun. Converse în picioare și trecem mai departe. Avem trollerul de la La Monza mereu cu mine. Un frigider care arată cam dubios în contextul camerei de zi, dar n-a trebuit să fie un frigider. Și să vă duc rapid în dormitor, care este cute! Da, arată destul de simpatic, este micuț așa, cu o fereastră, ceea ce e fără luminozitate, vedeți că are vedere tot în piața centrală din Varșovia. Ok, asta sunt din nou eu, pentru că are oglindă atât de mare, scaunul ăsta pe aici, placa noastră de jos de acolo. Și cam asta a fost tot, iar baia are un element surpriză la care nu te aștepți, stați așa. Mă rog, produse, duș din ăsta normal, WC-ul, bla bla. Dar are saună, deci așa ceva. Este o cazare cu mini saună, evident, inclusă. Da, cred că asta e chestia care mă convinge și mai mult, deși eu recunosc că nu văzusem în avans. M-ar convinge să îl buchez pe Airbnb, așa că sigur, sigur, sigur vă las un link. Este foarte, foarte drăguț ce se întâmplă. Cât de bine arată. Așa, nu s-a uitat niciuna dintre noi două la preț, dar probabil este ca în România, 20-30 de lei. Asta e cu carne, asta e doar cu vegetables, pentru că eu în continuare nu mănânc carne. Cafea și chiar suntem curioase cât costă, dar probabil așa se simte orice
om care vine din vest în România sau în țările astea din est, că nu te uiți la preț, mult prea ieftine. Ce mișto asta! Suntem în centrul vechi al Varșoviei, despre care vă spuneam mai devreme, adică locul unde și locuim noi aici întâmplător. Am aflat că este în întregime un fake, ca să-i spun așa, la modul în care după război a fost total reconstruit, pentru că absolut, dar absolut toate clădirile astea pe care le vedeți aici, care sunt extrem de frumoase, au fost reconstruite de la zero. Nu mai a rămas nimic în picioare atunci când a fost războiul. Mă rog, mai complicată povestea cu războiul, nu o să intrăm în detalii legate de istorie. O să ne bucurăm în schimb de acest peisaj superb. În continuare, cred că este cea mai bună zonă unde să vii să te cazezi dacă ajungi în Varșovia. Și este plin, plin, plin de turiști. Vedem un view 360 de grade. Iar după asta noi o să o luăm așa pe străduțe. Nu avem niciun plan astăzi. O să o luăm spre castel, spre parc, unde ne duce drumul și ziua. Nu avem niciun plan și nici nu cred că trebuie să plănuiți foarte mult dacă veniți în Polonia, în speță, în Varșovia, pentru că este un oraș destul de micuț pe care îl faci complet, cred că și cu vizitat în interior toate muzeele, în 2-3 zile. Și acum hai să ne facem poze. Hai înapoi. Hai înapoi. Fă poze. O să pun poza cu balonul. Hai, mă trebuie să o poză bună ca să o pot posta. Aici în spate scrie Flying Tiger și de fiecare dată când ajung la el, e un magazin care există în foarte multe orașe din Europa, în România încă nu știu, n-a ajuns. De fiecare dată când mă duc la ei, îmi iau câte o pusă de telefon. Asta este achiziția din Polonia, din Varșovia. Au tot felul de obiecte, de la papetărie până la obiecte de bucătărie, de baie, mă rog. Ideea e că la Flying Tiger toate sunt ieftine și super, super cute, așa simpatice. Chiar mi-aș dori foarte mult să vină în magazinul ăsta în România, cred că aș fi promotorul numărul 1. Cred că am mers 3 km și mai mergem încă 3 km. Cum se cheamă parcul? Dacă reții. No idea. Acel parc minunat. Lazing, whatever. O să pun pe ecran cum se numește, dar mergem către palat și către parc și către o înghețată, cel mai probabil. Mai putem. E ora 3:30, cred. Am mers câțiva kilometri, mai facem câțiva și dacă nu murim până diseară, poate mâncăm și ceva bun. Hei, Emma! Hei! Încă 10 minute. Starbucks rezistă. Încă 10 minute. Fără Starbucks. Eu doresc să stau puțin jos. Hai să ne stăm pe băieții. Haide, mai repede. Toate, sunt 3 băieți singurei.
în Uber că nu mai eram gata, deja frânte și stomacul meu deja protestează, dar am ajuns la Multimedia Fountain Spot. Așteptăm, bineînțeles, înserarea. Cred că va fi un show de lumini, poate ca, nu ca la Marina by the Bay în Singapore, dar sigur va fi simpatic. Deocamdată mergem să mâncăm ceva, leșinăm. Uber-ul este, nu că ieftin, foarte ieftin, adică pot compara ușor cu România, v-am mai zis că la prețuri sunt cam pe acolo, mai ales că au și moneda 1 la 1, aproape paritate cu noi, o mică, mică diferență. Dacă ai idee, mergem să găsim ceva de mâncare, probabil, specific sau nu, vom vedea. Și apoi să vedem show-ul de lumini. Cred că noi o să ne auzim cel mai probabil mâine, în ziua numărul 2 de Varșovia. Așa că, pentru moment, haideți cu mine să mănânc și mâine dimineață mai vedem ce facem. Oh, inima mea arăsă pe random. Da, fii atent că-i toaleta asta, vreau să zic. Super random. Haideți să urcăm scările astea. Rezist, Emma. Rezist. Stomacul meu nu mai rezistă. Dar eu rezist. Să vedem de ce mergi la work class. De plăcere. Hai că sunt bine. Așa, și am găsit și mâncare. E mare, supă. Și am ceva fără carne. Și ne-am dat seama că suntem în Newtown. Cam așa arată, foarte drăguț și foarte liniștit, vorba e mei. Nimeni nu pare agitat pe aici. Și am stat să termine timelapse-ul. Așa că o să mănânc cumva rece, dar și distrus. Preparatul, dar arată bine.